Bun găsit, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Direct la Subiect, alături de mine, ca de fiecare dată, Mihai Nicolae, jurnalist observator pe H.ro. Bună seara, Mihai! Bună seara! Vom intra în legătură directă și cu cea mai nouă achiziție, dacă putem să-i spunem așa, corespondentul din Câmpina al observatorului Diana Frâncu, pe un caz prezentat în exclusivitate de observatorul PH.ro săptămâna trecută. Foarte interesant, mai ales că vorbim de angajații obligați de patron să facă credite și au fost la un punct de a-și pierde casele din cauza acestei situații. Da, repet, lucrul ăsta se va întâmpla ceva mai târziu. Începem această emisiune cu fotografii. Dacă n-ați mai fost de mult într-o clădire simbol al Ploieștiului, este vorba de Halele Centrale. Cu siguranță această clădire este una emblematică pentru orașul Ploiești. Figurează pe lista monumentelor istorice și chiar face parte din patrimoniul UNESCO. Arată foarte bine de din exterior, însă haideți să vedeți cam cum arată în interior. Asta din cauza lipsei lucrărilor de hidroizolații. Apa s-a infiltrat atât prin terasa clădirii, cât și la parter, subsol și așa mai departe, deteriorând nu doar tencuiala. Există riscul și o să vedeți imediat și o declarație a unui arhitect cunoscut în acest domeniu. Există riscul ca infiltrațiile de apă să afecteze chiar structura de rezistență a clădirii. Așadar, iată cum arată clădirea care face parte din patrimoniul UNESCO și administrată de SC Hale și Piețe SA. Ne miră, Mihai, ar trebui să ne mire stadiul în care a ajuns Halele Centrale? Da, ar trebui să ne mire stadiul în care a ajuns Halele Centrale, pentru că noi tot vorbim, sau am tot vorbit în emisiune, de subiectul nostru preferat, oborul din Ploiești, și anume concesionarea, asocierea pentru exploatarea oborului între Hale și Piețe și o firmă din Giurgiu. Da. Asociere care s-a făcut pe șest, la întuneric, nici măcar la umbră, cu o procedură dubioasă cap-coadă, într-o discreție care mai mult decât suspectă. Bun. Ideea este că motivul principal pentru care susținea Hale și Piețe domnul director general Emanuel Ilie, da, că trebuie făcută asocierea pentru exploatarea oborului, era executarea lucrărilor de hidroizolații la clădirea Halelor Centrale. Discuție de acum 2 ani. Deci Mihai, da, mă miră că este în situația asta clădirea Halelor Centrale, în contextul în care Hale și Piețe găsise o sursă de finanțare fix pentru rezolvarea problemei acum 2 ani. Hai să vedem declarația pe care Emanuel Ilie, director Hale și Piețe SA, a dat-o în luna aprilie anului 2013. Sursa este phon.ro. Citez din domnul Ilie: în urma analizei am realizat că cea mai importantă lucrare este demararea lucrărilor de hidroizolație asupra clădirilor Halelor Centrale. Trebuie să vă menționez și faptul că din cauza insuficienței fondurilor pentru a rezolva problemele de la clădirea mai sus menționată, clădirea aflată în patrimoniul UNESCO și de o importanță semnificativă pentru municipiul și județul în care trăim, urmează să atrag și alte fonduri. Prin urmare, m-am gândit că este nevoie de o modernizare a oborului din Ploiești, iar din cauza faptului că nu putem face o asociere pentru a atrage fondurile care n-ar mai fi necesare pentru hidroizolație, am decis că cea mai bună soluție este să închei un contract de asociere. Așadar, domnul manager jurist Emanuel Ilie declara în luna aprilie 2013, în plin scandal declanșat de noi chiar și în această emisiune, cu contractul de asociere prin care practic Hale și Piețe a pierdut oborul în favoarea unei firme, da? Din punct de vedere legal, oborul este exploatat de o firmă din Giurgiu. Dânsul spunea așa: mă asociez cu firma respectivă pentru a da oborul, a-i da oborul în exploatare, ca să fac rost de bani pentru hidroizolația la Halele Centrale. Am văzut cu toții și o să mai vedem exact ce s-a întâmplat în acest interval de timp. Înainte să difuzăm însă încă o dată fotografiile respective, haideți să vedem declarația pe care ne-a dat-o Călin Hoinărescu, expert în restaurarea monumentelor. Omul căruia Ploieștiul trebuie să-i mulțumească pentru faptul că mai are în picioare clădiri vechi, omul care se bate din anii 90 să rămână clădirile vechi pe locul lor și
în forma pe care o au. Ar fi mare păcat că halele centrale, o clădire simbol al Ploieștiului, să fie abandonată la momentul predării documentației. În 2012 se întâmpla lucrul acesta, atrăgeam atenția asupra pericolului ca apa să se infiltreze până la armătură, ceea ce ar pune în pericol structura de rezistență a imobilului. Se impunea încă de atunci, repet, 2012, începerea lucrărilor de hidroizolații și nu numai în regim de urgență. Călin Hoinărescu este arhitect și singurul expert acreditat de Ministerul Culturii pentru restaurarea monumentelor istorice, monument în care se încadrează și halele centrale. Așadar, domnul Ilie are din 2012 o documentație. De când s-a instalat șef la Hale și Piețe, are o expertiză care îi spune dacă nu rezolvi problema acoperișului, e nasol. O să fie rău, adică ajungem la situația în care o să fie afectată structura de rezistență. Domnul Ilie găsește în 2013 și sursa de finanțare, și anume externalizează oborul, uzufructul oborului, și spune că din banii care vin cota la Hale și Piețe, banii ăia, spune clar și pe H1, dar toate declarațiile, inclusiv în expunerea de motive la vânzarea oborului, spune foarte clar, banii care vor veni de acolo vor merge în hidroizolarea clădirii halelor centrale. Concluzia, în 2015, halele, cu acoperișul halelor centrale nu s-a mai întâmplat nimic, apa se infiltrează, probabil a ajuns unde a anticipat domnul Hoinărescu în 2012 că o să ajungă, și anume la structura de rezistență, deci... Mihai, dacă mai putem da imaginile respective, poate le vede domnul primar, poate le văd domnii viceprimari, poate le vede consiliul local. Consiliul local este administratorul, este proprietarul SC Hale și Piețe. Asociat unic. Este, deci, consiliul local, toți consilierii aia, și ar fi bine distins și noștri consilieri locali să înțeleagă că Hale și Piețe nu este un banc. Că la Hale și Piețe se întâmplă niște lucruri incredibile. Că există un discurs public al directorului și o realitate la 180% a faptelor, la 180 de grade a faptelor, întoarsă la 180 de grade a faptelor. Deci o diferență uriașă între ceea ce declară spune directorul și ceea ce face în compania Consiliului Local. Este ce se întâmplă la Hale și Piețe, o să vedeți, mă rog, nu sunt Casandră, este o constatare a mea, o să vedeți efectul anul viitor, da? Deci ce se întâmplă acum la Hale și Piețe nu este în regulă. Ce se întâmplă de 2 ani și ceva la Hale și Piețe este complet împotriva naturii, logicii economice, logicii gospodărești, oricărei logici, da? Acolo nu este luată o singură decizie managerială, niște chestiuni, cum să spun, care într-o societate comercială normală n-ar putea exista, societatea ar face implozie, da? Eu aștept cu interes următoarea ședință a Consiliului Local. Poate se va găsi măcar un consilier din opoziție, aia cât a mai rămas din ea, la Ploiești, să se găsească unul să-l întrebe pe domnul Ilie, da, care este obligat să participe, Brenea Ilie, ce facem cu banii aia de la obor care trebuia, exact. Și odată, cât mai stăm... Dar nu-i vorba doar de opoziție. Acum, sigur, se uită la noi și consilieri locali. Măcar li se termină mandatul într-un an de acum. Da. Mă, nu contează PNL, PLR, PSD, PDL, pe ce o fi, da? Poate e vreunul care se gândește că s-a dus în consiliul ăla local să facă ceva pentru comunitate. Problema acoperișului de la halele centrale este o problemă reală. Reală, adică nu este una închipuită, nu e un subiect de presă. Da. Constatată de specialiști. Da? Bun. Poate se gândește așa, stă de vorbă cu familia sau cu cei care l-au votat pe listele partidului respectiv și spune, mă, e momentul să iau și eu o decizie, să vorbesc și eu în consiliul local în interesul orașului ăsta care m-a trimis în consiliul local. Deci, că se va întâmpla asta? Mi-aș dori, aș vrea să văd un consilier local altul decât tradiționalii. Mi-e și frică să vorbească, de exemplu, domnul Sârbu de la PDL, că dacă de la PNL. Da. Pentru că dacă vorbește domnul Gheorghe Sârbu, s-a terminat poezia. Da, o să fie un cerc total, adică... Da, și o să ajungă la concluzia că de vină sunt porumbeii care se așează pe acoperiș de anul trecut încoa. Da. Mă înțelegi? Deci poate apare un consilier local, mă gândesc că sunt oamenii în vârstă acolo, sau sunt oameni, domnul Socoleanu este Naga de la Hale și Piețe, domnul
Popa Constantin, un economist cunoscut al orașului. Fiecare domnul, din aia 27... Domnul Botez, un om de la PNL care acum la PSD, nu? Un om de... declarat, autodeclarat ca susținător al frumosului artei, arhitecturii, nu? Da. Al zonei astea istorice, nu? Și poate se gândește, de exemplu, uite, domnul Botez ar fi extraordinar dacă ar lua o poziție dânsul, pentru că este și influent în Consiliul Local, da? Și ar spune, domnul Ilie, te rog frumos, spune-mi și mie ce s-a întâmplat între 2013 aprilie și 2015 februarie, da? Da. De dumneata n-ai intervenit la acoperișul ăla, deși dumneata ți-ai constituit singur sursa de finanțare. Da? Da. Adică ne-ai mințit? Adică ce s-a întâmplat? Adică, dar la obora la ce? Unde se duc banii care au fost? Au fost respectate înțelegerile contractului? Ia să vedem, că de exemplu, uite, sunt niște ziariști la Observatorul Prahovean, am auzit eu la emisiune la ei, care au solicitat de la Hale și Piețe un răspuns referitor la stadiul contractului din luna ianuarie, dacă nu mă înșel, da. Eu, și n-au primit încă un răspuns. Da? Și poate zice, ia să vedem, poate ziariștii aia sunt rău intenționați, vor să-ți facă rău și eu vreau să te ajut. Ia să vedem cum stăm cu oborul. A investit ăla ce spunea că investește? A modernizat ce modernizează? Ți-a dat banii ca să repare acoperișul? Banii ca să repare acoperișul și dacă ți-a dat unde i-ai făcut? Adică, da, așa ai spus, domnule, dau oborul privatului ca să-mi repară halele. Pe urmă, mai e nebunia asta cu... Deci, e orașul întreg dat peste cap și mai are Hale și Piețe proiectul de modernizare, de reconstrucție, practic, da. A unei hale, a unei noi piețe centrale, da. Moderne, ultramoderne, inox, sticlă, da. Beton. 4,55 milioane de euro Bun. Este evaluat credit. Deci, mă, da. Înțelegi logica economică? Da, păi, da e ca și pică. Când mie îmi plouă în casă, dar eu îmi fac garaj. Eu îmi construiesc sală de fitness, exact. Mă, omule. Da, da. Da. Da, asta se întâmplă. Deci, acum despre asta vorbim. Da, exact. Da, asta se întâmplă Hale și Piețe, estimați consilieri locali. Că primar, viceprimar, ea nu prea au nicio treabă, nicio gară. N-au... Deci eu sunt foarte curios și vorbesc acum așa ușor înainte. Sunt foarte curios cum o să fie de contul mandatului ăstuia. Mai ales am văzut înainte să venim la emisiune un raport, o sinteză a raportului Curții de Conturi, în care Ploieștiul este evidențiat cum n-am văzut niciodată, nici măcar în mandatul lui Horia Toma, când era pionierat, sau al lui Emil Calotă, o evidențiere atât de profund negativă a ceea ce se întâmplă în UAT Ploiești. Da, o să discutăm săptămâna viitoare, când deci, o să avem toate datele financiare și rezultatul controlului Curții de Conturi la Primăria Ploiești și alte câteva din județ. O să vedeți acolo niște deci sume se pare, foarte mari. Vi se face părul măciucă la propriu. Da. Și, deci. cam cum au fost prejudiciate bugetele locale, dacă ne referim la Primăria Ploiești, cu deci adevărat la Primăria Ploiești, unde este și, să spunem așa, ponderea prejudiciului consemnat de inspectorii Curții de Conturi, se suprapune pe un subiect pe care noi îl abordam în perioada în care ei controlau. Acolo o să fie foarte interesant de găsit vinovatul, pentru că acolo trebuie date câteva milioane de lei înapoi. Cumva, recuperate, într-un fel, de la niște persoane fizice. Mă înțelegi? Iar aici este un subiect, vorbim înainte, mă repet, pe care o să mergem. O să mergem până la identificarea persoanei fizice răspunzătoare, nu? Pentru că atunci când vine Curtea de Conturi și spune dragă primărie Ploiești, prin primar Iulian Bădescu, prejudiciu pe care noi l-am constatat de atâtea milioane de lei, banii aia trebuie recuperați. Fără discuție. Asta este și esența controlului. Deci da? Emisiunea de săptămâna de viitoare o să o facem... Mare, exact. N-ai cum să nu te întrebi cum s-a ajuns la situația aia. Cine este responsabilul? Exact. Mai ales când în presă erau semnale. Cel puțin un ziar scria pe tema asta și câțiva ziariști abordau subiectul respectiv. Da? Da. Și primeau telefoane, 15.000 de telefoane, că exagerează, că nu este bine ce fac, că este rău ce fac, că este rău intenționat ce fac. Nu, practic, Curtea de Conturi, prin acel control, da, a confirmat toate informațiile scrisă pe de care noi în le-am observator. Publicat în Observator. Da, exact. Da. Ceea ce se întâmplă în Primăria Ploiești. Bun. Neregulile financiare. Bun, ne întoarcem. Deci am făcut paranteza cu Curtea de Conturi. Mă gândesc așa, la consilierii locali, da? Care au, nu au doar rolul, că eu asta am observat, ei chiar nu și-au luat în serios funcția lor de consilier local, de reprezentant al comunității lui în forul deliberativ al orașului, da? Știu eu, în afară de problemele
curente comune, Malul Roșu, Vest, la fiecare provenind într-o zonă a orașului, da. Sunt probleme generale, de genul halele centrale, asocierea cu oborul, stadionul Ilie Oană, modul în care au ajuns, unde au ajuns spațiile comerciale. Da. Ei nu se pot face că plouă, pentru că, de exemplu, la halele centrale, da? La hale și piețe, pardon, Consiliul Local Ploiești este asociat. Unic. Nu mai e pe cine da vina, deci nu se pot spăla pe mâini, nu pot spune, n-a făcut primarul, exact. n-au făcut viceprimarii, am avut un director. Ei da? Sunt în găleată. Deci nu pot declina răspunderea. Pentru faptul că în clădirea halelor plouă, deși există un studiu și știau de lucrul ăsta încă din 2012. Nu pot să spună că n-au văzut asta. Nu pot spune, de exemplu, că nu știau că, că spațiile comerciale de sub stadionul Ilie Oană. Corect. Loc de unde ar fi putut să vină mai mulți bani la SGU, o altă societate unde Consiliul Local este asociat, da? Au fost atribuite într-un mod ciudat, demn de meritoriu chiar, pentru o anchetă, o comisie de anchetă a Consiliului Local. Pentru că, iarăși, societatea aia a Consiliului Local, ei sunt consilieri locali. Iar presa, uite, vezi, ține pasul cu vremurile și noi o să încercăm să mergem pe nominalizări. Responsabili și nominalizări, conform fișei postului. Pentru că un asociat, un acționar, în momentul în care a fost înștiințat că în societatea unde deține acțiuni se întâmplă lucruri nefirești, are o obligație inclusiv legală de a face demersuri astfel încât să vadă se întâmplă sau nu ceva care mie să-mi diminueze. Și dacă se întâmplă, să iau și măsurile aferente. Exact. Deci consilierii locali plăiește nu mai pot sta cu capul între umeri. Pentru că, repet, din experiența mea de ziarist, hai să spun, experiența recentă a ultimilor 3 mandate de primar, incluzându-l pe al domnului Bădescu, da? Nu am văzut, îți repet și o spun cu toată responsabilitatea, un mod atât de superflu, de abordare a problemelor ăstora comunitare. Păi, nu l-am văzut. Hai să vedem. Și lipsit de seriozitate. Apropo de consilierii locali și de cei din care se preocupă de bunul mers al lucrurilor în primăria Ploiești, haideți să vedeți doar o mică secvență din proiectul de buget pe 2015. Consilierii locali l-au votat săptămâna trecută. Mai multe lucruri sunt de comentat. Primul dintre ele îl reprezintă, dacă vedeți, străpungere strada Grindului și amenajare parcare cu pavele inierbate, proiectare și execuție în valoare de 278.000 de lei. Da? De ce am optat pentru acest reper? Pentru că o să vedeți acum o declarație pe care domnul Donald Constantin, directorul SGU, o dădea vara trecută, da, pentru PHON. Spunea domnul director, uitați și titlul frumos, spunea domnul Donald Constantin, acuza fosta administrație că a găsit o soluție ineficientă pentru a rezolva problema parcărilor din municipiu. Mai exact este vorba de parcările cu dale inerbate, care în timpul verii s-au dovedit a avea nenumărate dezavantaje și spunea domnul Donald pentru sursa citată că doamnele își prind tocurile pantofilor în dalele găurite și că în parcări cresc bălării pe care angajații SGU trebuie să le taie, crescând astfel costurile societății. Deci anul trecut, adică nu anul trecut, acum vreo 6-7 luni, domnul director SGU Donald Constantin spunea: domne, e nasol, nu vrem așa ceva, prin urmare a fost o decizie, greșită proastă. A fost unui primar, exact. Care ducea la creșterea costurilor societății mele. Da, deși noi am arătat că nu era așa, ci că firma care le făcuse timp de 5 ani avea obligația contractuală să le tundă, dar domnul Donald n-avea ori să citească contractul ăla semnat într-adevăr pe fosta administrație, da? Asta o dată. Bun, mai avem... ce face domnul Donald? Se apucă să facă o parcare în ierbat. Fix la fel. Adică, fix la fel. Cum să spun, poți să ai discursul ăsta și la asta e o lipsă de responsabilitate, de asumare. De ce vrei tu? Ce să zici? Ce să spui? Când spunem, nu e bun, soluția e nenorocită, nenorociții aia dinainte au abordat problema greșit și tu vii și faci la 3 luni după ce ai dat declarația asta fix același lucru. Bun, mai avem... Că-și rup doamnele toacele, că asta mi-a plăcut, să nu zic tocuri. Mai avem un reper, străpungere strada laboratorului în prelungirea străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino. Dacă mai poți să-mi dai prima planșă, dar să scoți burtiera pentru că e undeva în subsol.
Atenție, vorbim de valoare, buget în 2015, investiția fiind de la bugetul local, integral, de 3.970.000 de lei, vreo aproape 900.000 de euro. Vorbim de o stradă de, care nu are mai mult de 500 de metri liniari, da, și care va costa 800.000 de euro. Dacă facem, dacă extrapolăm, cam cât un tronson de autostradă. Aceleași sunt tarifele. În plus, potrivit unui normativ, vorbind de hotărârea de guvern numărul 250/2011, standardul de cost pentru un drum județean este de 400.000 de euro pentru un kilometru. Adică 400.000 de euro spune că atât trebuie să coste un kilometru de drum județean, iar noi facem un drum local, este un drum cu o singură bandă, pe lângă cel blocat de fabrica de țigări, nu-i dau numele, dar o știți cu toții, da? Care are jumătate, dar costă de vreo două ori mai mult. Stăm și noi și ne gândim. Nu, dar ce au făcut? Uite, consilierii, nu, consilierii locali. Da, unul dintre consilieri locali a spus, domne, mi se pare exagerat, mai ales că avem un standard de cost. Da. Răspunsul primarului este, nu mai putem, eu n-am înțeles, dar înțeleg că domnul consilier nu a insistat în a cere explicații. Domnul primar a spus, îmi pare rău, lucrarea a fost deja contractată și nu putem modifica suma. Poftim? Vorbim. Atenție, vorbim de un contract semnat cu Delta ACM în 2013, da, pe foarte mulți bani, 100 de milioane de euro, monopol 5 ani de zile, până în 2018. Așadar, dacă ăsta e bugetul pe care l-am votat, trebuie să-l și cheltuim. Trebuie să-l spargem. Trebuie să-l spargem. Într-o străpungere. Exact. Și mai avem... Consilierul trebuie menționat, că e unul dintre puținii care vorbesc. Da, consilierul Ionuț Ionescu de la PNL. A rămas singurul care mai, să mai trezește vorbind în, da, Consiliul Local. De acord cu tine. Și ce n-a mai sărit nou așa la o primă lectură, o sumă absolut fabuloasă. Vorbim de 17 miliarde de lei vechi, reprezentând apa meteo. E o taxă pe care primăria Ploiești o plătește companiei Apa Nova pentru apa de ploaie care pică pe domeniul public și ajunge în sistemul de colectare a apelor pluviale al primăriei Ploiești. Altă taxă, altă valoare decât cea pe care o plătește fiecare ploieștean sub formă, da, taxei pentru apa meteo. Da. Da? Da. Deci gândiți-vă câți bani. Câți bani? Da. Deci odată ploieștenii plătesc, dacă, nu contează dacă face apa nova, la casă, da, fratele taxa meteo, deci da? Câți bani face apa nova, numai pentru că administrează, da, canalizarea orașului în sensul că permite apei de ploaie să intre prin rigolă și să se ducă în stația de epurare. Care stație de epurare aparține primăriei Consiliu. Ploiești, da, care da. Sistem de canalizare aparține, da, primăriei, da, Ploiești, el fiind doar administrat, da, de compania. Da. Mă, vreau să spun, noi am mai vorbit pe tema taxa, da, pe apa meteo, dar vezi, e un subiect care apare sporadic, atunci când mai, da, aprobă Consiliul Așa Local fără să discute, da? Dom'le, în Constanța, dacă mi-aduc eu bine aminte, în baza unei, da, hotărâri de Consiliul Local, a fost eliminată. Nu, regia de apă de acolo nu percepe taxă pe apă de ploaie. La noi nu se poate, pentru că înțeleg. E apa nova. Da? Da. La noi plătește primăria odată, plătește fiecare proprietar din Ploiești altă dată. Da. Taxa asta de apă de ploaie, da. Da, băi, super. Da, chiar, băi, deci da, fenomenal. Nu, de, noi și vorbim, nimeni nu are o problemă, nimeni nu pune în discuție, vorbim, nimic, vorbim absolut de 17 miliarde de lei vechi. Mă, nu, doar de la primărie, Marius. La primărie, că dacă pui la populație, s-ar putea să se tripleze suma, da? Bun. Da, nu, nimeni nu are nicio problemă. Plătim an de an. Atât, da, pe persoană fizică, cum ar zice domnul, da, Marean, cât și pe municipalitate. Da. Super. Ca, da, să nu spun, deci, ce să spui la asta? Ce să zici? Avem un exemplu, Constanța, consilier local. Studiați, luați problema aia de acolo, copy vedeți paste, cum au rezolvat. Cum au făcut, că de la Constanța, da, au luat niște copy-paste-uri, exact, da? Da, 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 da. Bun, vedeți cum au rezolvat-o cetățenii de acolo și încercați să o aplicați la Ploiești. Măcar nu ori mai fi 17 miliarde, ori fi 16, 2. Nu, este strigător la cer. Noi acum ne indignăm, ne dăm cu fundul de pământ, ei în schimb votează aberații. Din punctul meu de vedere, da, este, pe banul este nostru, o aberație, omule. Pe banii noștri. Exact. Pe banul nostru, înțelegi? Da. Ca să nu spun de apa asta de ploaie, că o plătești tu odată, de la tine din curte, și o mai plătești încă o dată, când nu o plătește primăria, înțelegi? Nu o plătește primăria. Da? Din banii noștri. Taxe, nu, din taxe, impozite, locale. Amenzi. Da. Amenzi? Da, da.
Nu? O să vorbim și de amenzi pe finalul emisiunii. Păi, despre asta vorbesc, înțelegi? Iar în Consiliul ăsta local, compus din 5 partide acum, dacă nu mă înșel, da, eu, nu e unul căruia să-i se pară suspect lucrul ăsta. Da? Unu. Da. Vorbim tot de bani. O să rog pe colegul din regie să încerce să ne facă legătura telefonică cu Diana Frâncu, corespondent observatorul pe h.ro. Caz fără precedent în Ploiești, numai puțin de 20 de cetățeni, oameni simpli, sunt la un pas să rămână pe drumuri după ce patronii firmei unde erau angajați i-au obligat pe aceștia să ia credite în valoare totală de 8 miliarde de lei vechi. Badii nu au ajuns niciodată însă la cei care au făcut creditele, ci în buzunarul patronilor, iar ratele evident nu au fost niciodată plătite. Abia după ce băncile și-au dat seama de înșelăciune și au început să trimită somații, după somații, muncitorii au cerut ajutorul procurorilor de teamă să nu rămână fără case și bunuri. Interesant este că la un moment dat cei care au făcut, angajații care au făcut credite, puteau chiar să fie acuzați de înșelăciune, da? În schimb, procurorii înțeleg că și-au dat seama de rețea și au trimis în judecată 3 patroni cu propunere de arestare pentru 30 de zile, aceștia fiind acuzați de înșelăciune, șantaj cu consecințe deosebit de grave și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Avem și cum se numește firma, este vorba de Mari G SRL și Jalva and Lidi, sunt două societăți administrate de Georgel Savu, Elena Nadia Savu și Elena Georgescu. Ultimele două sunt mamă și fiică, da? Bun. Aceștia au forțat angajații să ia credite, după care evident și-au însușit banii fără să mai plătească creditele. Vorbim de 20 de angajați. Da, mă, și băi, de sincer, cu tot respectul, mie nu mi-e milă deloc de ei. Bun, o avem acum la telefon pe Diana Frâncu. Bună seara, Diana. Bună seara, Marius. Dacă ne poți spune, Diana, pentru că tu ai documentat subiectul, cum funcționa rețeaua și ce s-a întâmplat cu acest dosar? Înțeleg că a fost trimis în judecată, se află pe rolul Tribunalului Prahova, dar dacă ne poți da detalii, cum au ajuns oamenii ăștia la un pas să-și piardă casele pentru că au fost obligați de patron să-și facă credite? Este un caz specific perioadei de dinainte de marea criză financiară, atunci când băncile acordau credite doar cu buletinul, fără să verifice foarte atent actele solicitantului. De acest aspect au profitat și cei 3 patroni din Ploiești. Este vorba despre Georgel Savu, Elena Nadia Savu și Elena Georgescu, ultimele două mamă și fică. Aceștia și-au amenințat angajații că vor fi dați afară din serviciu dacă nu vor accepta să se împrumute la bănci. Ba mai mult, unii dintre muncitorii care avuseseră înainte probleme cu legea erau amenințați că li se vor înscena diverse furturi din gestiune și vor ajunge să dea explicații în fața poliției. Și uite așa, de teamă să nu rămână fără salariu, oamenii amărâți au căzut în plasă și au acceptat să se îndatoreze cu sume uriașe pe care nu aveau cum să le ramburseze. Sunt, din câte știu eu, cam 20 de persoane în această situație. Fiecare dintre angajat a contactat în medie cam 3-4 credite, iar valoarea acestora variază între 30 de milioane de lei și 10.000 de euro. Sunt 50 de credite în total, luate de la toate băncile mari, în perioada 2004-2007, iar valoarea totală este de 8 miliarde de lei. Ne poți spune ce s-a întâmplat la primul termen în momentul în care dosarul a ajuns în instanță? Nu este neapărat un prim termen. Procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova au solicitat arestarea celor 3 patroni, însă judecătorii de la Tribunalul Prahova au respins această solicitare și au dat ca măsură preventivă controlul judiciar. Urmează ca dosarul efectiv să intre pe rol imediat, în perioada imediat următoare. Îți mulțumesc, Diana, pentru detalii și te mai așteptăm în emisiune cu alte subiecte cel puțin la fel de interesante ca și aceasta. A fost Diana Frâncu, corespondent observator pe h.ro. Rămânem în zona asta de bani, dar și de DNA, pentru că ne ocupăm de un alt, stai subiect. Să mă exprim și eu, că da? Vreau să fiu foarte clar, înțeles. Măi, omule, de ce spun eu că nu e în regulă nici modul în care au procedat oamenii angajații. Și de ce nu mi-e milă de angajați? Fratele meu, nu ești responsabil.
Mă înțelegi? Ei spun așa, a venit patronul, a zis că mă dă afară dacă nu fac credite. Bun, și oricum a asigurat că o să plătească ratele. Băi, omule. Avizamatorilor, nu? Băi, omule, am eu o vorbă, eu i-aș premia pe ăștia, știi, așa, în ghilimele, da? Pe bune, adică nu le-a pus nimeni pistolul la tâmplă. Da, puteau foarte bine să renunțe la job dacă în asta nu, consta... Nu, se puteau foarte bine duce la parchet. Sau, da. La poliție. Domnule, uite ce-mi face ăsta. Uite patronul să fac, exact. Înțelegi? Da. Punct. De aici nu mai e și altele. Da, rămânem, repet, în zona asta a banilor. De data asta vorbim de bani europeni, cu un mega scandal început acum vreo două săptămâni de o scrisoare deschisă adresată de un funcționar al primăriei Câmpina, se numește Gabriela Barbu. Dânsa a tras un semnal de alarmă spunând că ceea ce se întâmplă cu ancheta privind pasajul Calea Daciei, este acel pasaj de peste DN1 de la ieșire din Câmpina, este ca urmare a presiunilor la care a fost supusă atât funcționarea respectivă, acesta este pasajul, atât funcționarea respectivă cât și colegele sale. O să vedeți imediat care a fost și punctul de vedere al primarului Horia Tiseanu despre acest subiect. Însă ceea ce avem noi acum în imagine, doamnelor și domnilor, dacă poți să-l ții Mihai mai mult, este un document, o notă de control privind mai multe nereguli depistate de echipa Departamentului de Luptă Antifraudă la realizarea proiectului Calea Dacia din Câmpina. Și avem, vedeți, subliniat cu roșu, în legătură cu relația comercială dintre Careco Services SRL și CASRL în ceea ce privește activitățile prestate de Careco Services în temeiul contractului de prestări servicii numărul, verificările efectuate au relevat date și indicii care să justifice aprecierea că o parte a serviciilor plătite de SC Cast nu au fost executate conform prevederilor contractuale. Societatea este deținută de soția și fiul primarului. Așadar, o firmă, o spălătorie auto aparținând soției și fiului primarului din Câmpina, vorbim aici de Horia Tiseanu, a prestat diverse servicii, spălare auto și așa mai departe, dânsul este Tiseanu Junior, cel care deține firma, pentru constructorul pe bani europeni al obiectivului Calea Dacii. Dânsul este Horia Tiseanu, primarul din Câmpina. Și o să vedeți imediat și punctul de vedere al... acesta este documentul, de fapt, documentul DNA care la solicitarea observatorului ph.ro ne-a transmis că există un dosar de cercetare penală, deocamdată in rem, urmează să se stabilească și vinovații dacă ei vor fi găsiți în cazul acesta, și punctul de vedere al primăriei Câmpina semnat de Horia Tiseanu, în care dezminte, încearcă să nege toate acuzațiile. Am mai văzut filmul ăsta, când vine vorba de bani europeni, atracția este foarte mare. Dar nu atât de frumos. Iar spălătoria auto chiar e spală, înțelegi? Deci nu atât de frumos. Noi mai vorbim de multă vreme despre Câmpina și transformarea ei ușor-ușor în Caragal, în bune. Da? Bă, deci așa ceva e rar. Dacă înțelegești ce vreau să zic. Adică constructorul care... Nu, adică tata... Europeni... Nu mă, hai mă, că, băi, deci explicăm tata să primar. Înțeleagă toată lumea, nu? Tata primar. Bun. Tata este primar. El beneficiar. E primăria unde e tata primar. Primește un porcoi de bani, mulți bani, de la Uniunea Europeană. Da. În urma, că aici e partea frumoasă, în urma unor chinuri, unor schimbări de soluții tehnice, unor... modificări de caiet de sarcini care acum sunt obiectul unor dosare penale, ca să ne înțelegem. Deci cam așa, greu. Lucrarea este câștigată de un constructor, da? Da. Bun. Ce face constructorul în timp ce câștigă lucrarea? Se duce, da? Să își spele de vreo cât, un miliard, nu mai știu, sau câte miliarde, bani, de multe miliarde, bani, sau sute de milioane, nu mai știu, ca să nu exagerez, poate te uiți tu. O să mă uit, 83.000 de deci de 8 miliarde. Nu, 830 de milioane. Au 830 de milioane. Da. Hai mă, că e subțire. Își spală mașini de 830 de milioane la firma băiatului domnului primar. Da. Acum, Doamne ajută că s-au mai schimbat lucrurile în România, că dacă vorbeam acum 3-4 ani, ne îmbolnăveam. Mie mai pica un pic de păr. Făceai un pic de mâncer, deci nu era nicio problemă, da? Da. Bun, acum se întâmplă pe această schemă următoarele evenimente.
nefericite pentru tată, fiu, etc. Da. Da? Dar care fac deliciul orașului Câmpina și al întregului județ, ca să spunem așa. Ba chiar al întregii țărișoare, da? Da? Păi, procurorii, la, dacă nu mă înșel eu, chiar la sugestia OLAF, da, a fost o chestie frumoasă, da, frauda, antifrauda europeană, da, da? Da, da? Să ancheteze modul în care la pasajul Calea Dacia au fost schimbate niște soluții tehnice, care este motivul pentru care, în loc de stâlp de curent, nu știu de care, au fost aleși stâlp de curent altfel. Pentru că erau furnizați schimbată, de niște băieți. Da, de ce a fost schimbată soluția pentru soluția tehnică la pilon, la chestii de genul ăsta? Da. Niște chestii. Și tot așa, mergând ei din una în alta, alți procurori, probabil, descoperă și chestia asta. Adică, mașina care lucra la lucrarea primăriei tatălui își spală mașina, firma își spală, da, mașinile la, da, la firma băiatului. Familiei primarului, că da, putem vorbi. Băi, de ce ca la... Că... Băi, e nu, ca... Da, da, îți dai seama că domnul primar n-avea de unde să știe lucrul acesta, Mihai, când era el dimineața la micul dejun... Dar nici nu spun asta, dar nici nu încerc să spun asta. N-avea de unde să știe. Știi ce nu m-am uitat eu? Cât a fost durata contractului, că sunt... Mai e o chestie, sunt 830 de milioane, sunt niște bani să speli mașini. Da. Înțelegi? Da. Nu, păi, nu știu cât contractul era durata. Este încheiat în 7 septembrie 2009 și bănesc că a durat pe cât întreaga... a mers Calea Dacia, da. Exact. Înțelegi? 2 ani. 2 sau 3 ani a deci durat construcția. Sunt niște bani, 800 de milioane să speli niște mașini, înțelegi? Da, foarte multe deci mașini au fost niște spălate mașini, acolo. Niște turisme, nu știu cum să spun eu de bani. Da. Da, deci asta e la Câmpina și ambele interesant chestiuni, și construcția și spălatul mașinilor, sunt acum în cercetare QED. Da. Să fim deontologi, domnul Horia Tiseanu spune așa, în legătură cu derularea proiectului modernizare Calea Daciei. În urma primirii procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, numărul din partea Direcției de Constatare și Stabilire Nereguli, am formulat contestație prin care solicităm anularea procesului verbal și suspendarea oricăror forme de punere în executare a titlului de creanță. Primăria e bună de plată acum, că trebuie să-și recupereze... Să dea banul înapoi la oie. Exact. După primirea soluției în ipoteza respingerii contestației, aceasta va fi atacată în instanța de contencios administrativ, adică domnul primar zice mă judecu eu. Da, sunt nevinovat. Până exact, o să fiu declarat vinovat, sunt nevinovat. Mergem sau mai departe. În ipoteza că o hotărâre judecătorească definitiv ar stabili că în tot sau în parte corecția a fost legal aplicată, vor putea fi luate în discuție eventuale răspunderi. Până atunci, nicio problemă, nici usturoi n-a mâncat, nici gura n-a și putea. Iese din primăria Câmpina o doamnă care lucrează fix la fonduri europene și care se plânge în Consiliul Local de un comportament abuziv al primarului pe un alt proiect, deci da, nu pe Calea Dacia, ci pe ratarea unui grant de câteva milioane de euro, da? Și povestește că a fost supusă la presiuni și, înțelegi, până la stabilirea vinovaților e bine să... Da, cu pușcării, așa da, mai până departe la stabilirea vinovăților sau nevinovăților este de văzut și mediul în care se întâmplă lucrurile la primăria Câmpina, știi? Exact. Adică ar fi tot deontologic vorbind, de bine de știut că în timp ce domnul Tiseanu spune că până la 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 la, deci până la 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 la, o funcționară care se ocupa strict, direct și nemijlocit de accesarea de fonduri europene a ieșit într-o ședință de Consiliu Local cu un memoriu în care a spus că domnul primar o supune unor presiuni inimaginabile, că nu mai poate lucra, că o amenință, că îi face multe lucruri rele. Da? Până la declarați vinovați sau nevinovați, asta se întâmplă în primăria Câmpina. Este corect? Corect. Da. Și deontologic. Și deontologic. Bun. Bun. Haideți să ne mai enervăm un pic. De fapt, nici nu știu, e râsul plânsul. Urmărim acum niște imagini cu surprinse de un ploieștean și postate pe YouTube cum se plombează în Ploiești gropile. Dacă sunteți șofer, cu siguranță le-ați văzut cam peste tot. Nu prea mai există drum prin Ploiești unde să nu apară gropi. Haideți să-i urmărim pe cetățenii respectivi. Uitați ce metodă de tasare a mixturii asfaltice la rece, ca să vă folosim termenii corecți, da? Se practică. Da? Ia uitați cu piciorul, prietene. Cu bocancul. Ăsta e orașul lui Bădescu, mă. Bă, ăsta e orașul lui Bădescu. Ascultă-mă, ce spun. Ăsta e orașul lui Bădescu, mă. Bă, asta e emblema. Uite-te la cetățeanul ăla, cum tasează el mixtura aia asfaltică cu bocancul, mă. Trăiți arneam. Băi, șoferii care se uită la noi să se bucure, mă. Să se bucure, să se simtă bine, să vadă câtă grijă are primarul și primăria. Bun, o să te rog să ne mai dai în loop foarte mult, pentru că avem de discutat. Sunt mai importante imaginile alea decât fețele noastre. Da, da? Trebuie. Așa se plombează în Ploiești plombele. Corect. Contractul de reparații străzi și mobilier urban. Haideți să discutăm, domnul Nica, despre contract. Exact, pentru că e interesant să vedem și cât costă soluția asta tehnică, da?
Ia uitați, cu piciorușul frumos. Cu piciorul frumos. Băi, dar fii atent, totuși au față de alții care lucrează în Ploiești, măcar au șalopete. Da, exact. Înțeleg, cred că sunt printre puțini, dar nu e inscripționată firma din ce văd eu. Păi normal, n-are cum. Era mișto dacă... de brand asta, știi, da. Când se mai aduce firma asta în vreo asociere, teoretic ar trebui să fie Delta ACM. Delta ACM, dacă s-a... Că asta ar fi bune, știi, monopol. Când deci... auzi că se duce Delta ACM undeva, să trimis și imaginile astea. Bă, uite, așa lucrează, uite, cartea de vizită a firmei Delta ACM, iată cum a rezolvat Ploieștiul Delta ACM. Bun. Avem în Ploiești, în anul 2013, primăria municipiului Ploiești a încheiat cu Delta ACM și Drum Concept SRL, dar lider de asociere este Delta ACM, un contract privind reparații străzi din Ploiești, prin care firmele respective dețin monopolul până în 2018. Contractul a fost încheiat pe 5 ani, deși inițial proiectul prevedea 12 ani terminat, în urma scandalului s-a întâmplat lucrul acesta. Lumea rea. Valoarea contractului pentru 5 ani este de, atenție, 100 de milioane de euro. Dacă împărțim în 5 ani, cam 20 de milioane de euro intră anual în conturile patronilor, băieților ăstora, de plombează în halul acesta, gropile, da? Atenție, 20 de milioane. Și asta nu e tot. În cadrul acelui aș contract, dar am mai vorbit noi la timpul respectiv, dar merită să le aducem în atenție, prim plan, că s-a întâmplat la Ploiești. Care sunt pe banii noștri? Care sunt și tarifele, prețurile? Un metru cub de beton spart, 171 de lei fără TVA, adică să-l spargă. Vine unul cu picamărul, îl sparge. Sparge 100 de un metru cub, ia 171 fără TVA. 200 de lei. O tonă de asfalt, ceea ce vedem noi acum, costă 433 de lei pe tonă. Un metru cub de balast, 149 de lei. Un metru cub de piatră spartă, 267 de lei. La vremea respectivă, era 30 de lei. Da. Maxim, prețul maxim. Da. Prețul maxim. Borduri. Metru liniar 72,5 lei, comparativ la alte proceduri la care a participat acea societate, metru liniar nu a costat mai mult de 35 de lei. Eu zic că la Ploiești, dumneavoastră, și păcat că e contractul pe termen lung, mă. Da, da, și înțelegi, trebuie. Și nu trebuie să-ți faci niște provizioane, niște anticipări, e greu. Mobilier urban. Ascultați, bancă, că asta e frumos. O bancă din Ploiești, 1878 de lei. Da. Adică aproape 20 de milioane, că dacă pui, asta e fără TVA. Da. Da. Deci cu TVA, o bancă fără spătar costă 3.000 de lei. Bă, 30 de milioane, o bancă, tu da. Înțelegi? Da. Da? Bun. Așa, și are o lungime de 1,90 m, da? Un coș de gunoi, 2.340 de lei. Da. Când era achiziționat de primărie prin SGU fostul ADPP, cel mai scump coș era 450 de lei. Acum dăm 2340 de lei. La o firmă care are contract pe 5 ani. Mă repet că e importantă durata contractului, știi? Da, dar uite. Astea sunt datele problemei. Presupunând că oamenii ăștia sunt de la Delta ACM, pentru că teoretic n-ar avea... Pentru că eu nu mi-am inteles ca primăria să fi chemat pe aia care aveau garanții la drumuri să repare garanțiile, știi? Bun, bașca faptul că în interiorul contractului ăstuia, discutăm de o mare parte a străzilor din Ploiești care beneficiau de garanție. Da, da, da. Dar nu-i mai bine să le dăm ăstora 20 de milioane de euro pe an? Eu zic că e mai bine așa. Deci, eu aș păstra imaginile astea. Oricum o să le păstrăm. Astea o să facă deliciul, ca să spun așa, campaniei electorale. Și păcat. Da. Adică astea sunt imagini, etalon, document pentru modul în care este modernizat Ploieștiul, mă. Mie nu venea să cred. Eu când m-am uitat la imagini și am văzut, băi, cum mă să tasez? Gândește-te că ăștia nu au decât două lopeți și bocanci. Da, mă, și asfaltează drumul pe unde tu ești șofer. Eu nu sunt. Dar eu mă gândesc că ți-e mai mare dragul să treci cu mașina. Nu, să treci cu mașina pe acolo. Da, să treci cu mașina. La vreo zi după. Da, sau să treacă unul înaintea ta și să-ți fisureze parbrizul, mă gândesc, sau să-ți găurească capota și așa mai departe. Lucrarea în sine e foarte bine semnalizată. Totul exact la carte. Da. Înțeleg, mai pică, dacă mai trece vreun pe acolo și cade cu mașina. Nu e important. E vina lui oricum.
E vina lui. Ce căuta acolo? Ca să ne înțelegem și oricum apare inspector care susțin că totul era deci, în regulă. Uitându-mă la imaginile astea... Băi, astea, asociată cu groapa aia în care au căzut două femei de care au rămas cu sechele fizice, da? Asociată cu punțile alea peste căile derulare ale tramvaiului. Da, înțelegi? Sunt foarte multe... Fac o imagine generoasă... Superbă a Ploieștiului. A Ploieștiului în curs de modernizare. Da. Înțelegi? Arată cam care o să fie finalul lucrărilor, dacă și durata de viață a lucrărilor, da, că dacă mă uit la cetățenii ăștia, eu pun pariu că mâine, dacă mergem în zona respectivă, uite, mixtura aia asfaltică s-a dus dracu. Poate deci, dau scris. Omul care a filmat își face un pustiu de bine și filmează și mâine, poi mâine, locul ăsta. Da, minunat. Da. Rămânem în... Plătiți taxe și impozite, că uite, primăria are grijă să le spargă bine. Le cheltuiește judicios și eficient, cu bocancu în cazul de fapt. Asfaltăm cu bocancu. Da, rămânem în aceeași notă. De data asta o să vedem ce i s-a întâmplat unui biciclist, nu din Ploiești, ci din Câmpina. Da, eu îți propun înainte de orice să începem să abordăm în emisiunea asta și subiecte pozitive. Păi orașul se dezvoltă, se modernizează. Sancționăm, acum, uite, îți dau un exemplu pozitiv. Se sancționează un... Nu mă lasă, că tu mergem acum vorbind de poliție. Nu, da, referitor la administrația locală. Și ce să zicem, prietene? Să-i prietene, dau eu declarația cui? Așa. Lui Donald, care să spune că acum parcările inerbate sunt bune, da. Din moment ce le face el. Chiar dacă aceleași doamne jupă aceleași toace în ele, acum sunt bune, că sunt făcute de el. Da. Dacă nu mă înșel, cred că sunt și primele. Da, uite, asta ar fi... Uite, măi, Marius, am putea să discutăm... Domnul Ilie, care a concesionat oborul, mă rog, care, s-a asociat cu o firmă de și care aduce profit. Și care aduce profit. Hai să vedem partea bună a lucrurilor. Prietene, de ce l-a închiriat... vorbim la ședința de sumară, îmi cer scuze. Deci, sentimentul meu, feeling-ul meu, așa, de nespecialist, eu aștept în continuare o intervenție în forța organelor, da? Pe subiectul organelor statului, cum ar fi poliție, parchete, ca să mă exprim foarte clar, pe subiectul modului în care a fost înstrăinat, concesionat, deci înstrăinat slash, concesionat slash, asociat, contractat, oborul din Ploiești. Cum a ieșit oborul din Ploiești din administrarea Hale și Pieți? Sentimentul meu de neprofesionist, da, este că de fapt e un contract de închiriere mascat. Da? Făcut, camuflat, mascat. Într-o totală lipsă de transparență și așa. La fel ca și, îmi place să vorbesc, de spațiile de sub stadion, comercialele. Unde le-au luat niște băieți. Scrie pe larg în Observatorul Prahovean. Și dacă citești ce scrie acolo, o să înțelegi și de ce consilierii sunt ori foarte tăcuți, ori destul de... N-au legătură directă cu unii dintre ei sau zona asta a poliției locale. Nu au nicio legătură. Nici cu Consiliul Local, ce vorbim, cu nimeni. Bun, deci despre... Hai să vorbim lucrurile frumoase. Domnul Ilie face o hală de 5 milioane de... O piață de 5 milioane. Modernizează. O modernizează. Am putea discuta? Am putea. Da, domnul... Domnul Donald modernizează face... Modernizează parcările. Face prima parcare. Da. Bă, de fapt, ăsta e subiectul. Da. Prima parcare din mandatul lui... Iulia. Donald. Bădescu. Lui Donald. Și Donald. Lui Donald. Bun, hai la ultimul. Și aia merbată, să jupă doamnele toacele. Ultimul subiect, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, imaginile, te rog. O să-l aveți în prim plan pe domnul Andrei Pitulică, cel care, cel din imagine, da? Cel care săptămâna trecută, lunea trecută, seara în jurul orei 18:50, citesc din declarația pe care dânsul a dat-o la freerider.ro, mă deplasam cu bicicleta când mă oprește poliția rutieră și încerc să mă legitimez. Lucrul ăsta se întâmpla în Câmpina, pe o stradă din Câmpina. Nu am avut cartea de identitate la mine, am comunicat CNP-ul din memorie, după care mi s-a spus că nu am voie să merg pe zăpadă cu bicicleta, deși eram pe trotuar ca să nu încurc circulația pe stradă. M-a identificat agentul de poliție, a intrat în mașină în momentul în care eu dau să plec. Atunci îmi spune să mă opresc ca să-mi dea sancțiunea și chiar credeam că glumește sau îmi dă cel mult un avertisment când am primit o amendă din valoare de 585 de lei. Nu m-am certat cu ei, am vorbit civilizat, dar degeaba. Bicicleta era semnalizată corespunzător, aveam și anvelope cu crampon. Adică avea cauciucuri de iarnă, ca să ne înțelegem. Avea cauciucuri de iarnă. Da, avem procesul verbal. Bine, dar cine e polițistul? Hai să-i dăm numele, că e frumos.
Domnul agent de poliție agent Popescu vigilent. Marius. Domnul de agent la vigilent. Biroul rutier Câmpina. Deci ăsta cred că a intrat în istoria poliției că a amendat un biciclist, da, înțelegi? Că mergea pe zăpadă. Și scrie în procesul verbal. Ăsta, deci domnul agent Popescu este confirmarea faptului că bancurile cu polițiști nu sunt cu polițiști nu sunt bancuri, sunt pe bune. Uite ce a scris domnul agent Popescu Marius. A condus bicicleta marca Mountain Bike cu culoare roșie. Și avea pe... și marca din asta nașpa, adică periculoasă. Pe bulevardul Cutare. Da. Pe trotuar și în condițiile în care carosabilul și trotuarul erau acoperite cu zăpadă. Deci asemenea, pur și simplu știi ce a făcut biciclistul ăsta? A călcat zăpada, Mariuse! A călcat zăpada, trebuia pedepsit pentru asta. Și nici nu a avut asupra lui cartea de identitate, motiv pentru care i-a dat 6 puncte amendă, 6 ori 97,5, că atât e odată cu mărirea salariului minim, adică 585 de lei. Auzi mă, dar uite, domnul polițist Popescu, ce-ar fi să încerce un alt precedent? Da. Să amendeze primăria că n-a, că n-a dezăpezit trotuarul și carosabilul. Aia nu, mă. Deși în codul rutier acolo nu. Domnul polițist rutier. Dar îl amendez pe ăla că calcă pe zăpada care n-ar trebui să existe. Exact. Nu? Da. Băi, noi ca oameni nu și merităm, mă, că le înghițim, mă, uite, cetățeanul ăsta a plătit frumos amenda și gata, înțelegi? Avem și o declarație a domnului purtător de cuvânt al IPG Prahova, care ia apărarea colegului său, normal. Care spune că a fost depistat, tânărul a fost depistat ce mergea cu bicicleta pe trotuar acoperit cu gheață. Sancțiunea este corectă pentru că, potrivit prevederilor OUG, bicicleștii nu au voie să circule pe trotuar, cu excepția cazului când acestea sunt amenajate în piste speciale. Și nu au voie să circule pe carosabil atunci când acesta este acoperit cu polei, gheață sau zăpadă. Da. Deci era, du-te dracu cu bicicleta ta, adică ce cauți tu cu bicicleta? Băi, nu știu, mergi cu mașina, că tot bune, dar uite, domnul polițist Popescu, vigilent Popescu, dă domnule o amendă la primăria Câmpina, la prima ninsoare. Și te facem erou. Ar fi indicat. Îți mulțumesc, Mihai, cu dumneavoastră ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci intrați pe observatorul ph.ro, o să vedeți acolo detaliile unei tragedii oribile, un ploieștean de numai 29 de ani. Și-a pierdut viața într-o vacanță care trebuia să fie de vis în Dubai. S-a înnecat în timp ce lua lecții de scufundări. Mă rog, e un caz cu totul și cu totul special. Și săptămâna viitoare, de la aceeași oră, vă prezentăm concluziile controlorilor Curții de Conturi Prahova de la Primăria Ploiești și alte localități din județ. E frumos și un prejudiciu superb. Evident, prejudiciul va fi acoperit din banii dumneavoastră. O seară bună! La revedere!